Dacă aș avea mașina timpului la dispoziție și m-aș arunca înapoi vreo 70 de ani, n-aș fi atât de liniștit ca acum când vă vorbesc. Nu având ideile acestea, în care îmbrățișez libertatea, în care vorbesc despre regalitate, democrație și istorie neideologizată de teorii comuniste. Înaintașii noștri, care încă mai credeau că România se poate întoarce la normalitate după ce țara tocmai fusese ocupată, iar comunismul se instalase, plăteau cu viața, dar numai după ce apucau să sufere cumplit. Unii dintre ei au făcut însă imposibilul. Au declarat pe cont propriu război personal statului român totalitar. Despre un astfel de om vă voi vorbi astăzi și despre urmașii săi spirituali care, culmea, în România libertății de astăzi, au întâmpinat greutăți în a-i omagia pe hipereroii națiunii române. Casa Regală, prin Alteța sa Principesa Sofia, a onorat greutățile celor care, ani de zile, au scormonit arhive, au bătut munții, au intervievat supraviețuitorii cumpliților anticomuniști, au descoperit locurile unde cei care au refuzat lanțurile totalitarismului au fost asasinați și au creat drumul rezistenței dedicat grupului de patrioți Teodor Schuschmann. Și pentru că astăzi suntem, se pare, mai fragili, mai delicați și mai lesne răniți de lucruri și întâmplări dure, trebuie să vă atrag atenția că unele informații vă pot afecta emoțional. Mă număr printre, cred, milioanele de români care în 1989 auzisem doar zvonuri despre răzvrătirile anticomuniste, despre misterioși oameni care, ascunși în munți, luptau, Dumnezeu știe cum, împotriva trupelor de miliție, securitate și armată trimise să-i anihileze. Abia după ce am văzut primele episoade din Memorialul Durerii, serialul documentar celebru al TVR, am realizat inimaginabilul eroism al acelor oameni care nu au acceptat comunismul. Ofițeri ai armatei regale care înțelegeau perfect ce se întâmplă în României sau simpli țărani care s-au trezit furați și amenințați de un regim de import sovietic au luat calea munților. Rezistența anticomunistă românească a fost activă începând cu anul 1944 și a durat mai mult de 30 de ani. Unii luptători, izolați, au rezistat până spre sfârșitul anilor 70. Cornel, cum ai defini mișcarea de rezistență din România, în termeni generali? Este o expresie, sau, dacă vrei, creasta valului, pentru ceea ce în anii 40 și 50 am semnat opoziția și, aș spune, refuzul pe care societatea românească, pe care românii l-au dat comunismului uzurpator, care a dinamitat întregul edificiu constituțional, instituțional, legitim al României. Iar societatea a dat acest răspuns, această ripostă. Și forma ei cea mai puternică, forma ei cea mai clar definită, ar spune, a fost această mișcare de rezistență anticomunistă armată din munții României. Probabil că este cea mai mare rezistență anticomunistă armată din întreaga Europa. Lituanienii au mai avut una comparabilă cu a noastră. Altfel, dar aia era, avea și accentul ei profund naționalist împotriva Uniunii Sovietice în mod clar, că ea le cotropiseră țara la propriul. Și lucrul ăsta se știe, că în România a fost una dintre cele mai puternice rezistențe armate anticomuniste în munți, organizată. Nu numai noi, și Memorialul a făcut, și știi că sunt și producătorul Memorialului, și Memorialul face lucrul ăsta din anii 90. Cred că se cunoaște, în parte se cunoaște. Sigur,
e bine ca să cunoască și cei ce vin și urmașii noștri și așa mai departe. Pentru cei mai tineri sau pentru uituci, pot spune doar atât. Comunismul a fost o glumă proastă doar privit din altă galaxie. În România, sălbăticia și distrugerea fibrei naționale sunt fără precedent. Argumentele în favoarea regimului, cu fabricile și locuințele construite și locurile de muncă asigurate, sunt doar pentru cei care nu înțeleg că locul ființei umane este în libertate. Fabricile nu au apărut în comunism, iar locuințele mult lăudate, multiplicate în marile orașe, doar pentru că existau o migrație forțată, nu au reprezentat decât dormitoare comune pentru un popor intrat în sclavie. În spatele acestor argumente pro-comunism stau munții de cadavre. În comunism, vorbeam cu vicepreședintele AFDPR, s-au făcut 1.800.000 de ani de închisoare. Nu știu dacă 1.800.000 de ani de închisoare. 500.000 au murit, 10.000 de țărani au fost executați pe loc când s-au opus colectivizării. Bunicul meu, care era chiabur, avea peste 500 de oi și argați, a fost încarcerat. Și când l-a întrebat milițianul de la intrarea în închisoare, da, tu cât ai luat? 5 ani. A, deci tu n-ai făcut chiar nimic. Adică la 5 ani, na, nici măcar nu te-ai opus. Deci 10.000 au fost împușcați pe loc în timpul colectivizării. Ceaușescu însuși a împușcat oameni. La Arad, securitatea, pentru că erau atât de rebeli, atât de încăpățânați, atât de anticomuniști, încât au înconjurat satul și au deschis focul la întâmplare. E, lucrurile astea nu se cunosc. Am cunoscut tineri astăzi care, studenți și tineri, rezidenți, și cărora nu le venea să creadă ce aud despre partizan. Adică aici, la noi, în țara, s-a întâmplat ca în filme. Cred că un anume interes și o anume atenție există, sigur, vom spune insuficientă și cu certitudine este insuficientă, dar ceea ce am văzut, de pildă, astăzi aici în Apuseni, mi-atrage atenția și îmi dă de înțeles că lumea e interesată de istorie, e interesată de această fibră de curaj, de demnitate românească. Se vorbește de faptul că nu se poate compara rezistența noastră, la nivel de societate vorbesc acum, cu cea din Polonia, Cehoslovacia, Ungaria. Care e părerea istoricului? Revoluția din Ungaria sau din Cehoslovacia sau mișcările muncitorești din Polonia, nu cred că este normal să le comparăm cu rezistența anticomunistă din România. O discuție mult mai complexă pe care... Dar în câteva cuvinte, de ce? Pentru că, de pildă, în Ungaria și în Cehoslovacia, acele seisme puternice împotriva regimului au plecat pe niște defecțiuni care s-au produs în interiorul puterii comuniste. Ori, mișcarea de rezistență a fost un răspuns pur, o ripostă curată, măcar din acest punct de vedere, foarte valoroasă. Pentru că a plecat de la oameni simpli, cum s-a întâmplat și aici, în Apuseni, și a avut latura asta foarte accentuat sacrificială. În cazul României, în cazul rezistenței armate anticomuniste și, sigur, putem să vorbim și de ce a fost aici, în Apuseni. Fiecare caz al rezistenței armate anticomuniste este special și unic. Statul român, sfios cum îl cunoaștem, nu a mișcat un deget pentru a afla, a dezvălui teribilele întâmplări care stau la baza reconstrucției națiunii române prin onorarea eroilor săi. Suntem conduși, nu-i așa, de urmașii comuniștilor, linia a doua, a treia și a patra. Așa că oamenii ăștia n-au niciun chef să onoreze pe oamenii care și-au dat sângele pentru pământ și libertate, pentru că le-ar aduce aminte
despre mizerabila lor culpă. Despre asta e vorba. Adică mai bine îngropăm ceea ce nu vrem să auzim, că nu avem atâta reziliență psihologică să ne putem cere iertare pentru ce s-a întâmplat în comunism. În Apuseni, la Răchițele, calea partizanilor a fost recreată după ani de lupte birocratice de o mână de oameni care nu au acceptat uitarea. Casa Regală a României a răspuns cum se cuvine invitației de a fi prezentă la acest eveniment unic. Într-o dimineață mohorâtă de octombrie cu accente sumbre, Alteța sa regală, Principesa Sofia, se grăbește spre mașina care o va duce preț de 80 de kilometri de la Cluj la Răchițele. Contrar tuturor așteptărilor, cu cât urcam, vremea se făcea mai frumoasă. Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni, alături de care sunt istorici, arheologi, jurnaliști, preoți, primari de comune din zona Apusenilor, o întâmpină pe Alteța sa regală. Nu, lăsați aici. Bine, mulțumesc. Bună ziua! Trebuie să-l țin pe el un pic spre ea. Alteța voastră regală, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Foarte important. Vă mulțumim. Și ați venit aici, în Apuseni, unde moții l-au purtat în suflet pe majestatea sa, regele Mihai. Da, da. Și mulți dintre ei au murit, luptând pentru România regală, pentru valorile regatului României. Vă mulțumim. Libertate. Și pentru libertate. Libertatea era acolo. Da. Vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Și vă propunem să facem o foarte mică scurtă drumeție, să ajungem la ultimul panou, noi spunem cel mai important, și care se numește sacrificiul. Vom merge aici puțin în pădure și apoi ne întoarcem la Troiță, unde... Vă mulțumim. Multe oameni au murit acolo. Unul dintre ei a fost împușcat acolo. Avem nevoie de flori. Da. Vom ajunge acolo. Da. Asta este și dorința noastră, de a le cinsti memoria, amintirea, dar de a rămâne în conștiința noastră ca modele de luptă împotriva comunismului, curaj, tot împotriva totalitarismului și pentru libertate. Pentru libertate. Și pentru țară. Da, evident. Valorile patriotice au fost foarte importante pentru ei. Chiar cel care a constituit organizația a trimis o scrisoare în care el argumenta motivul pentru care el își părăsește casa și se duce în munți. Libertatea. Acesta a fost mesajul pe care el l-a lăsat în ultima scrisoare pe care a scris-o. Considerăm că venind aici sprijiniți foarte mult ceea ce simțim și gândim noi. Vă mulțumim. În Scriptură este un cuvânt care marchează poate și momentul acesta. Veți cunoaște adevărul și veți fi liberi. Deci cunoscând adevărul, suntem liberi. Adevărul vă va mântui. Da. Mergem acolo? Da.
Aici se încheie, de fapt, drumeția noastră. Acest panou se numește Sacrificiul. Nu o să vorbesc prea mult. În această intrare de peșteră, în dimineața de 13 iulie 1952, a fost împușcat unul dintre partizani, Gheorghe Mihuț, ei fiind cu toții încercuiți de securitate, de trupe. Și, mă rog, am murit aici, dar noi am dedicat panoul ăsta sacrificiului, vorbind despre felul în care au murit și alții dintre ei. Și cred că imaginea cea mai cumplită din tot ce a însemnat rezistența anticomunistă este cea de acolo. Da, da, da. Sunt tineri frați Șușman, unul avea 34 de ani, celălalt 28 de ani și au murit într-o șură, într-o șură incendiată de securitate și au ars acolo. E una dintre cele mai dure imagini despre rezistența anticomunistă. Da, e important fără, că se vede asta. Da, fără să se predea. Nu putem să depunem aceste flori în loc unde el a fost împușcat. Acolo vor rămâne. Acolo. Acolo? Da, perfect. Asta e foarte bine. Mulțumim. Să spunem și o rugăciune aici pe locul, la locul unde ei au fost. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pe culmea ce va fi ocupată în curând pentru marcarea acestui eveniment, totul este pregătit. Organizatorii și mai ales unul dintre ei, istoricul Cornel Jurju, a avut câteva nopți nedormite din grijă ca totul să fie impecabil. Și este. În sfârșit, după ani de cazne inexplicabile și frecușuri inutile, Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni a obținut toate aprobările necesare pentru a realiza această bornă istorică. Ai întâmpinat greutăți din partea cuiva în mod deosebit în a organiza toată manifestarea de astăzi? Piedici chiar au fost. Le pui pe seama politicului sau ideologiei sau moștenirii ideologice? Poate că da. Speculativ pot să spun și pe seama faptului că unii dintre cei care au fost instalați în poziții de influență înainte de 1989 au rămas acolo, au urcat chiar mai sus după 1990. Și atunci acest proiect, care se cheamă Calea Partizanilor din Apuseni, am vrut să-l facem în urmă cu câțiva ani. Dar atunci pe toate părțile am fost blocați. Deși nu ceream niciun bani nimănui, numai hârtii și de aprobări. Și dacă l-am putut realiza astăzi, faptul, într-adevăr, se datorează în multă măsură
sprijinului societății civile. Și aici pot să amintesc de pildă Fundația Cornelu Coposu pe domnul Ion Andrei Gherasim, dar și sprijinului care a intervenit din cursul anului trecut din partea domnului Alin Moș și administrației Parcului Natural Apuseni, care, sigur, au înțeles foarte bine că e o poveste acestei zone și că ea trebuie păstrată, ea trebuie adusă cumva sau prin diverse mijloace de expresie în actualitate. N-au fost izolați dânsii cei care au luptat aici pentru libertate și pentru demnitate, care s-au opus cu piepturile goale, poate de multe ori cu arma în mână, împotriva unui regim totalitar. Împotriva unui regim care vroia să smulgă din piepturile noastre crezul de viață. Pomenirea lor din neam în neam, în veci pomenirea lor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Noi suntem Clubul Monahiștilor Clujeni, inițiatorii proiectului Versatului Partizanilor, care constă mai multe elemente, iar ceea ce am făcut astăzi, inaugurarea Căii Partizanilor, este încă un pas în lupta noastră pentru memorie, adevăr și dreptate. Am emoții că suntem foarte mulți, vă dați seama că nu ne așteptam la așa ceva. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Asta ne spunea ilustru dumneavoastră tată, bunul nostru rege, Mihai I al României. Tatăl meu, regele Mihai, ne povestea surorilor mele și mie despre curajul și determinarea partizanilor și cum acestea au devenit un simbol al luptei pentru libertate. Era mândru de ei, la fel cum este și familia mea acum. Vă mulțumim! Lângă mine se află domnul Costel Șușman, urmaș direct al celui îngropat aici, luptătorul anticomunist Teodor Șușman senior. Bună ziua tuturor! Mulțumesc invitațiilor, doamnei prințese, părinților. Nu am multe cuvinte, sunt total emoționat, nu mă așteptam să văd atâta lume. Țin să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care au sprijinit toată acțiunea noastră de când am venit în zonă. Îl amintesc și pe sculptorul clujan Liviu Mocanu, este cel care a gândit sigla proiectului Versantului Partizanilor. Salutăm prezența lui Alex Munteanu, realizator de la TVR, cel care a făcut primele clipuri video legate de proiectul nostru. Era un proiect mai vechi al meu, dorința mea de a face un serial cu acțiunile pe vremea aceea organizate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc, de dezgropare din locuri de luptă sau din locuri de detenție a victimelor la propriu ale comunismului. Adică om care a murit acolo, într-un anumit loc, omorât în luptă sau mort în închisoare din cauza regimului de detenție. Am reușit să însoțesc și cu o echipă de realizatori, nu numai eu am fost realizator, sunt producător, serialul se numește Arheologia Crimei. Sunt 17 episoade făcute până în prezent. Am depins de șantierele pe care le-au organizat ei. Lucrul ăsta a fost oarecum întrerupt. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, în funcție de ce conducere a avut, a încurajat sau a stopat aceste săpături. Acest mod de a căuta dovezile crimelor comunismului a fost deschis de cei care au înființat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, de Marius Oprea, de Stejărel Olalu. Ei au fost de mici, din motive politice, numirea la institut se face politic, un secretar de stat șef acolo. Au venit alții, lucrurile au continuat, s-au sistat, au fost reluate în mandatele lui Radu Preda, pentru că la terminarea mandatului lui, de fapt, a fost întrerupt, a fost demis, lucrurile au sistat.
în diverse forme de organizare privată, cu fonduri private, din donații, au reușit, dar mult mai puțin, să continue această activitate în toată perioada. Au înființat un centru de cercetare și investigare a crimelor comunismului, apoi sub auspiciile Fundației Doina Cornea, întotdeauna cu girul Asociației Foștilor Deținuți Politici. Cred că este o reticență a instituțiilor statului care trebuiau să colaboreze la lucrul ăsta, în primul rând parchetul militar. Toate aceste lucruri trebuiau să aibă o finalitate. Această finalitate a fost amânată până când astăzi, în mod matematic, nu mai există niciunul dintre cei care puteau fi trași la răspundere. Au fost condamnați practic numai doi înși, Vișinescu și Ficior, care au murit peste un an în închisoare. Încercăm să înțelegem mai bine ce a mânat pe ei în această luptă. Pentru că era imediat după ce au venit la putere comuniștii, martirii noștri din Apuseni au înțeles acest pericol. Și bărbații care au dus dăinuirea acestui popor în aceste locuri au înțeles că elementele fundamentale, proprietatea, libertatea, toate aceste valori erau dărâmate. Și le mulțumim, trebuie să înțelegem că datoria noastră este să revenim la ceea ce au făcut înaintașii noștri, adică ceea ce a fost înainte de comunism, să revină. Îl invit pe domnul Giuseppe Petruzzo, director al Ecomuzeului Ada di Leonardo, pentru un scurt cuvânt. L'Ecomuseo è un territorio all'aria aperta, è un museo all'aria aperta, non è un museo chiuso in una stanza, ma è il racconto di un territorio, il racconto di una popolazione, il racconto di una cultura e il racconto di una civiltà. E visto che fa parte della storia e della cultura anche la lotta partigiana, in questo caso contro un regime comunista, ma parliamo sempre di regimi totalitari, in Italia noi ne abbiamo avuto un altro di regime totalitario, abbiamo avuto dei partigiani che ovviamente non lottavano il comunismo, ma lottavano il fascismo. Un popolo che non ha passato è un popolo senza futuro. E questo popolo il passato ce l'ha, e il popolo, questo popolo ha un passato simile al nostro, viene dai romani. El a avut o experiență foarte interesantă în Balcani. A fost evaluat Timocului, mi-a spus o experiență mai veche. Și erau două bătrâne la o poartă care se formau porumb. Și le-a auzit vorbind și a zis, dar voi ce limbă vorbiți? Și o să limba noastră. Păi eu înțeleg tot ce spuneți voi. România se poate lăuda cu unul dintre cele mai importante parcuri karstice ale Europei. Avem peste 1500 de peșteri în parcul ăsta. Iar ceea ce astăzi este foarte important este că se întinde peste cea mai importantă suprafață din Țara Moților. Și de aceea, având și latura, să spunem, culturală, care e foarte importantă într-un parc natural, de acolo a venit și ideea de ecomuzeu al Țării Moților, în care domnul Giuseppe Petruzzo a fost cumva persoana cu ideea. Și cu mai multe idei în spate, pe care sper să vi le pot spune cât de curând. Nu vreau să mă avânt la ele, sunt foarte înalte aspirațiile astea, dar deja încep să se lege lucrurile. Aici vorbim de UNESCO. Deci va fi o chestiune mult mai importantă și cred că merită zona asta, pentru că dacă astăzi cea mai mare parte a populației a decis să plece de aici, cum am spus tuturor, cred că cel mai important sentiment din cauza cărora oamenii încep să-și caute alt loc este sentimentul că cineva i-a uitat și că ei nu au mai alta importanță. Iar noi trebuie să facem ceva pentru ei ca să înțeleagă că sunt foarte importanți. Îl invit în cele ce urmează un personaj foarte bine cunoscut, pe care eu îl urmăresc în anii 90. Este vorba de jurnalistul anticomunist Liviu Mihai. Eu sunt capitan de transmisiuni. Unchiul meu a luptat în armata regală în al doilea război mondial. Și dacă aveți nevoie de un bandit și un terorist, mă prezint oricând la serviciu. E un proiect care pe mine mă bucură foarte mult, pentru că eu cred că tot ce e mai valoros în cei 45 de ani de comunism, pentru spiritul nostru și pentru spiritul nostru creștin, evident, este lupta partizanilor. Iar familia Șușman, care a rezistat 10 ani și care s-a sacrificat cu tot cu băieți, reprezintă într-adevăr un subiect de film. Ceea ce e impresionant este faptul că moții l-au sprijinit. Dovadă că sunt zeci.
de oameni arestați, condamnați și desfășurările de forțe ale securității și chiar armatei au fost impresionante. Două batalioane care au venit după 7 partizani care au rezistat 2 săptămâni jumătate împotriva 2 batalioane. 5 dintre ei au scăpat. Poveștile lor sunt întreg orice fel de ficțiune. Adică dacă vreți, poveștile partizanilor sunt atât de spectaculoase încât nu-ți mai trebuie niciun pic de imaginație, trebuie doar să le reproduci. Am avut o discuție cu niște militari americani cărora am povestit de rezistență și care mi-au spus, și asta chiar mi-a rămas întipărită în minte, păi și cum, voi nu faceți din chestia asta o poveste pe care să o prezentați despre voi și vă, cum adică? Ceea ce nu știe foarte multă lume este faptul că comunismul a distrus pur și simplu țărănimea. 75%, 80% din luptătorii din munți, ca și familia Șușman, erau țărani. Pentru că comunismul a confiscat cele 2 coloane vertebrale ale țăranului român. Pământul și biserica. Și pentru asta ei au fost gata să moară și au și murit. Dovadă că Șușman s-a sinucis pentru că n-a mai vrut să accepte genul ăsta de hărțuire. Și fiind și înconjurat, evident, Șușman într-adevăr este un personaj eroic care îi numea pe comuniști și pe securiști călăi, iar călăii îl numeau pe el bandit și terorist. Astăzi, în discursul de la Troiță, am spus că și eu sunt bandit și terorist, așa cum, după cum bine știți, paleologul când era ambasador la Paris s-a autodeclarat golan. Deci mă declar bandit și terorist și le-am spus moților de aici, mai în glumă, mai în serios, că dacă au nevoie vreodată de vreun partizan, aici sunt, mă prezint la serviciu în munți. Chiar râdeam astăzi când urcam toată calea aia despre ce condiție fizică au avut partizanii. Adică să stai 10 ani în munți, câte 2-3 zile într-un loc, să schimbi locul, să comunici cu bilețele pe la copaci pe care nu-i știe nimeni, cum e copacul credincios de pe traseul ăsta al partizanilor, este o situație pe care tinerii nu și-o pot imagina astăzi, că ar putea rezista nici măcar 3 zile. Deci oamenii ăștia au lăsat case, au lăsat tot, copii, familii, rude, vite, îmbătătură, averi și s-au dus în munți, nu-i așa, doar pentru a lupta împotriva căleilor comuniști care ne-au luat totul și care ne-au distrus istoria, că despre asta e vorba. Cel care l-a descoperit pe Teodor Șușman stă discret, deoparte, de parcă nu ar dori să deranjeze o reuniune de familie. Au fost în 2 puncte, oarecum diferite, adică una din locații care a fost până la urmă cea exactă a fost la acel moment cumva deviată de către o altă cică informație care ne-a mânat mai jos cu câteva zeci de metri. A fost voită acea informație? Sau după cum se vorbea atunci... Sau din pricina trecerii timpului? Nu. Atunci localnicii, unii dintre localnici ne-au spus că intenționat am fost îndrumați pe o cale greșită, să zicem. Dar, na, până la urmă l-am găsit. Adică era undeva într-un mal, într-o râpă, pus, adică fără, nu a fost o înmormântare creștinească, a fost pur și simplu aruncat în groapă, s-au mai păstrat părți din îmbrăcăminte, gloanțele care au fost unul în cap și câteva de alt calibru în, mă rog, în zona corpului. Atunci eram după o perioadă de război, oamenii încă purtau arme, moartea nu era ceva atât de ieșit din, adică a omorât, că și acum moartea este prezentă la tot pasul, dar să omori pe cineva, să-l ucizi, nu că era un fapt obișnuit, dar avea altă însemnătate. Oricum, el, luând calea pădurilor, să zicem, începând să-și facă singur dreptate,
mi se pare că este cumva din altă epocă, altă mentalitate. Nu știu dacă azi cineva ar mai face ce a făcut el. Nu ne place să ne uităm la filme, să zicem că ce am face noi, dar stăm comod într-un fotoliu și cam atât. El chiar a acționat, chiar s-a comportat eroic. În orice colțișor de țară veți întâlni același obicei, la finalul oricărei manifestații, masa festivă. Principesa Sofia a mâncat cu localnicii, alături stând și fiul Doine Cornea, Leontin Iuhas. Înainte de finalul zilei, oamenii din împrejurimi au simțit nevoia de a împărtăși principesa Sofia din suferințele pe care le-au îndurat, ei ori părinții lor. Mariana Necula mă numesc, da. Tătuțul a fost arestat politic. Pentru... Ce suferință cu toată. Și tatăl meu a luptat în armata regală. Da? Da. Și acum iau pensie după... Da. Și la părinții mei în grajda acolo ars cei doi. Șujman. La părinții mei au pensie. Da. Acolo a fost... Unea lui avea 7 ani. 6 ani. Și frate său 4 și un pic. Deci ei au rămas fără nimic, pentru că le-au luat amândoi părinții la închisoare, le-au confiscat tot. Și nu le-a mai dat nimic. Da. Nimic, acum nicio despăgubire. Deci le-a știut asta, dar nu pot să facă nimic. Asta este. Eu cred. A fost teribil pentru voi și pentru noi. Da. Așa de exemplu, așa la noi numai tătuțul, taică-mea a fost arestat. Am rămas cu maică-mea. Da. Totuși, n-am fost, că și noi doi copii am rămas. Eu aveam 6 ani, fratele meu avea 9. Asta e bine. Știți cum? Dânsii stau în județul Bihor. Da? Noi, aici, da, la Huiedin. Dar vin cu mașina și ne-au luat și pe mine. Noi ne-am mutat acolo că atunci când au venit părinții din pușcărie, casa a fost distrusă. Nu a mai fost nimic. A fost confiscată, da, și porținut primăria. Oi, așa, prostii de asta. Îmi pare foarte rău, dar... Suntem măcar bine acum, am ajuns anii ăștia. Să mulțumim de Dumnezeu. Exact. Mai puternici să mergem înainte. Ce faceți acum? Bine. Sănătate. Ne bucurăm că l-am venit. Familia mea și cu mine suntem mândri de ei. Foarte mândri. Și este important că știți asta. Familie de acest oameni. Majestatea sa regelui Mihai v-a povestit vreodată? Da, multe ori. Împreună, în familia, a fost foarte trist, a fost greu pentru el. Pentru că a știut tot și nu putem să facem nimic. Țara Moților își regăsește drumul către viața întreruptă brutal de ocupația sovietică și instaurarea totalitarismului. În aceeași măsură în care întreaga Românie se scutură de moștenirea comunistă, un nou pas a fost făcut prin crearea drumului rezistenței. Cornel, cine este Teodor Șujban? În jurul lui s-a alcătuit, începând cu 1948, ceea ce în istoriografie se numește grupul de rezistență anticomunistă Teodor Șujban. El era un țăran mai înstărit, de aici, din Apuseni, din Răchițele. Regimul l-a luat la ochi. S-a încercat, bineînțeles, că a fost proclamat chiabur și chiar exploatator, adică calificative din acestea aiuritoare. S-a încercat arestarea lui și a băieților lui, a feciorilor lui. Dar pe ce motiv? Reprezenta tipul vechi de societate, adică tipul legitim de societate. El nu s-a supus, a mers în pădure, a fost urmat de trei dintre feciorii lui, de alți oameni. Vorbim de ce an? 1948.
Uh-huh. Și această organizație... Acela e începutul. Acela e începutul. Această organizație a rămas activă 10 ani, până în 1958, când doi dintre feciorii lui Șușman au murit în cele mai oribile și cumplite condiții pe care ni le putem imagina, adică securitatea a descoperit într-o șură dintr-un sat din Apusen, Tranișu, au încercuit-o, ei nu s-au predat și s-a dat foc șurii. Am cunoscut-o pe Lucreția Jurș, care 4 ani împreună cu bărbatul ei a făcut parte din grupul Șușman, oameni complet inocenți, nevinovați, tot așa. Securitatea s-a dus într-o noapte să-i aresteze. Bărbatul ei era pădurar, a apucat să fugă în pădure și au rămas în grupul Șușman. Împreună cu un prieten al meu, istoricul Cosmin Budeancă, am făcut cu Lucreția o înregistrare orală care s-a transformat într-o mărturie și apoi într-o carte. Suferința nu se dă la frați, mărturia Lucreției Jurș despre rezistența anticomunistă din Apusen. Cu excepția Lucreției, toți au murit. Deci au murit toți. Ei au mai luat o decizie și s-au ținut de cuvânt toți, anume de a nu ajunge sub nicio formă prizonierii regimului, sub nicio formă. Pentru mine e o mirare extraordinară. Cum de nu au fost descoperiți în prima lună, în prima săptămână? Pentru că regimul a mobilizat resurse greu de imaginat. Și financiare, și informative. I-au urmărit prin sute de informatori recrutați. Au fost prinsi într-o încercuire aici, în apropierea noastră, pe versantul din față, în 1952, 7 dintre ei, și securitatea a adus aici 2 batalioane și jumătate. 5 dintre ei, care mai erau în viață, s-au intrat într-o grotă a muntelui, abia încăput acolo, pe exteriorul unei stânci, și acolo i-a descoperit un soldat al securității. Lucreția Jurș l-a văzut, îl descrie în memoriile ei, băiat cu ochii albaștri. Comandantul i-a spus să descarce un încărcător de pistol automat, a tras și nu i-a atins pe niciunul dintre ei. Teodor Șușman a trimis o scrisoare chiar înainte să-și părăsească domiciliul preturii Călata, în care el spune foarte clar că dacă îți pierzi libertatea, nu mai are rost viața. Și el se duce în munte până când în România se va putea trăi din nou liber și oamenii își vor putea urma existența așa cum doreau ei. Acesta cred că a fost un motiv fundamental. Comunismul a fost perceput ca o agresiune profundă la adresa vieții lor, la adresa lucrurilor simple până la urmă din viața lor, nu știu, proprietate, obiceiuri, tradiții. În 1925, Teodor Șușman, cel care ajunge cel mai cunoscut și vânat de către regimul comunist, luptător anticomunist din Apuseni, a fost primit în audiență de către regele Ferdinand. Moții aveau atunci o mare problemă. Își doreau să aibă proprietățile lor de păduri, de pășuni. Și în urma acelei audiențe, într-adevăr, cam toate satele din Apuseni și de la poalele apusenilor au primit proprietăți composesorale de păduri și pășuni. Și acea întâlnire, acea primire a lui de către regele Ferdinand a fost evenimentul fondator pentru biografia și pentru prestigiul lui Teodor Șușman. Prezența alteței sale regale, principesa Sofia, a contat pentru voi? Esențial. Toată această poveste cumva pleacă de la acea audiență pe care regele Ferdinand i-o acordă lui Teodor Șușman. El, într-anume fel, este nobilat, pune ghilimele, cu autoritatea regelui, după care el se poate afirma, dezvolta ca biografie, ca prestigiu aici. Și în acest moment de comemorare, în acest moment omagial, este potrivit ca familia regală a României să vină aici, în Apuseni. Și a venit prin alteța sa regală, principesa Sofia. Neuitându-i, vom dăinui cât adevăr și cât amar este în această declarație. Pentru că este adevărată. Și pentru că noi, oamenii care formăm națiunea română, ignorăm aceste acte de curaj extrem, care, transmise nouă, peste timp, ne nobilează. Atât. Ne revedem și săptămâna viitoare. Să fiți bine. La revedere.